Bun găsit, ediție specială la Campus TV. În studioul nostru se află președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu. Bine ați revenit, domnul președinte. Bine v-am regăsit și bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mărturisesc că... Și Hristos a înviat, că încă suntem înainte de noi. Exact, chiar asta aveam, pentru că ne-am mai văzut de mult în studio. Și adevărat a înviat. Domnul președinte, vă mărturisesc că înainte am avut o ediție specială cu corul de la Școala Militară Băboc, cor care a câștigat festivalul organizat la nivel național în rândul unităților militare și am o stare foarte bună. Așa. Asta este bine, da. De obicei avem emisiuni în care spunem lucrurilor pe nume și nu vă feriți de anumite răspunsuri, de aceea de la bun început în fața telespectatorilor trebuie să ne angajăm că vom fi la fel ca și până acum. Cu domnul siguranță. Președinte, începem cu o întrebare așa legată de, facem o scenă de teatru? Dacă vreți. Nu de alta, dar înțeleg. Să fim noi actorii? Da, oricum, fiecare dintre noi este un actor. Dar ce păcat că totodată nu facem noi regia, ca da, să plagiem pe cineva. Da, exact. Dar e o regie interesantă, domnul președinte, pentru că a creat foarte multă vâlvă, un referat întocmit pentru aprobarea înființării unui nou teatru municipal, referat care a fost aprobat în ședința Consiliului Local Municipal și a stârnit revoltă, nemulțumire în rândul celor de la Teatrul George Ciprian, teatru fiind în, să zicem, ograda Consiliului Județean. Da, vă răspund repede și vă răspund foarte... Mai un pic pentru telespectatorii care nu sunt la curent, da. Faptul că în acel referat, pe scurt, așa nu pot să citesc, ne-ar lua foarte mult timp să citim acel referat, este oarecum pus pe locul 2 sau, mă rog, undeva la coada clasamentului Teatrul George Ciprian, ca și cum n-ar fi existat până acum și de aceea este nevoie de un teatru nou în municipiu. O inițiativă, până la urmă, lăudabilă, ca cu să nu înțeleagă cineva că e împotriva înființării unui teatru. În niciun caz. Dar argumentația este bazată pe faptul că Teatrul George Ciprian nu satisface nevoile culturale ale buzenilor. Cum ați privit dumneavoastră? Bine, să fiu corect, nu am știut despre motivarea care a fost făcută de către specialiști, nu de către domnul primar din aparatul tehnic, probabil. Dar vreau să încep așa. Eu chiar salut inițiativa primăriei și a domnului primar de înființarea unui teatru, Teatru Maximilian, sigur că da, pentru că există oricând nevoia de cultură, de, eu știu, de dezvoltare și așa mai departe, mai ales că avem și liceul de artă Margareta Steria, dar cred că consilierul sau cel care a scris motivația nu a fost prea inspirat în a explica de ce și cum. Deci încă o dată eu am trecut peste, am înțeles astăzi, am văzut și eu că cei de la Teatrul George Ciprian au avut un punct de vedere. Probabil că au fost, eu știu, lezați în profesionalismul, dacă vreți, sau în spiritul ăsta de artă, de cultură pe care îl fac și l-au făcut. Dar eu încă o dată urez succes inițiativei și sper să fie o inițiativă de succes. Să știți că cel puțin eu, cât și conducerea teatrului, suntem deschiși chiar la colaborări, pentru că sunt instituții cu un anumit profil. Noi, să știți că avem și știe toată lumea un teatru de proiecte. De ce? Pentru că așa a fost el înființat la nivelul anului 1992. Eu chiar am avut, dacă vreți, onoarea și privilegiu să iau parte la înființarea acestei instituții de cultură, fiind consilier județean la vremea respectivă. Și de-a lungul anilor, eu știu, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, a satisfăcut nevoia de teatru, de cultură și altfel de evenimente care se petrec la sala Teatrului George Ciprian. N-aș vrea să intru într-o polemică cu cineva, cred că doar a fost o, eu știu, o abordare nefericită, dar încă o dată mă repet că
lângă un teatru de proiecte care avem noi sub oblăduirea Consiliului Județean, mai are loc și alte instituții de cultură, decât că lucrurile trebuie să meargă într-un anumit firesc. Nu cred că va fi și nici nu e corect să fie o concurență în cele două instituții de cultură, ba din contră. Putem să colaborăm, putem să participăm împreună la festivale, sunt anumite, sau festivalul, cum vrem noi să le spunem, sunt anumite costuri care acolo nu au fost specificate, unde trebuie să, eu știu, să plătești drepturile de autor pentru cei care pun piesa în valoare, mă refer aici la scenariști, la producători și așa mai departe. Costurile, să știți că trebuie să plătești drepturile de autor, sunt destul de ridicate, știu, pentru că sunt în contact cu cei de la Teatrul George Ciprian. Și eu nu pot decât să urez succes instituției Consiliului Local Municipal în realizarea acestui proiect și cu siguranță nu vor avea de câștigat decât buzoienii, vor avea alternative, sigur că da. Probabil că și cei tineri actori buzoieni, chiar mi-aș dori, dacă nu este un teatru de proiecte, ca actor care, eu știu, sunt din Buzău, să poată să activeze acolo. Dar, încă o dată mă repet, din nefericire, pentru că asta este România noastră în care trăim, cultura este foarte importantă ca și educația pentru noi cetățenii, dar din nefericire nu prea, eu știu, nu prea dăm noi atenție, nu mă refer la autoritățile locale, pentru că a întreține un teatru, să știți că sunt costuri foarte, foarte mari. Deci trebuie să găsiți alternative. Chiar mă bucură, eu știu, această inițiativă și curajul celor de la instituția Primăriei Municipiului Buzău. Bun, deci o scăpare a celui care a... Da, probabil. A întocmit, că, cu siguranță nu primarul a întocmit. Nu, lucru, cu siguranță... Dar l-a semnat. Atenție. Sunt anumite lucruri, eu știu, din grabă sau, eu știu, sau alte lucruri, pentru că eu știu, euforia te prinde și te... Sigur că da. Președinte, euforia ca euforia, dar nu poți să lovești într-un teatru de tradiție de 26 de ani ca să-ți argumentezi înființarea unui nou teatru. Încă o dată, eu cred că au fost puțin dezinformați cei care... Din fericire sau din nefericire, pentru că eu chiar am avut o discuție cu doamna viceprimar Matache și chiar ne-am înțeles foarte bine pe această temă. Lucrurile se pot regla. Cred că acolo a scris-o cineva care a colaborat cu Teatrul George Ciprian și din anumite motive, zic eu, că... Dar asta nu, încă o dată mă repet. Supărat pe Teatrul George Ciprian. S-ar putea, probabil, sigur că da. Pare pentru că de ce? Nu neapărat... Astăzi, de-abia după ce am văzut și eu comunicatul, chiar dacă vreți puțin, nu că am certat-o pe doamna director, dar am spus că, nu fiind om de cultură, nu trebuie să dăm un răspuns sigur, elegant. Lucrurile sunt reglabile, se poate regla povestea, pentru că am văzut, ne spune și mi-asum ce spun, chiar am citit și eu expunerea de motive a primăriei astăzi și după comunicatul de doamnei director de la Teatrul George Ciprian, erau lucruri care nu se potriveau, adică cineva care nu prea realiza ce înseamnă teatru de proiecte, ce înseamnă de a avea, eu știu, un teatru, ce înseamnă, dar nu este treaba mea. Important este că acest teatru Maximilian sper să nască și așa. Am înțeles că se dorește să aducă actori din Republica Moldova, iar este bine că este un ar peste timp și așa mai departe. Deci, încă o dată mă repet, instituțiile de cultură nu trebuie să intre într-o concurență, ba din contră, instituțiile de cultură trebuie să fie într-o simbioză, pentru că fac același lucru și trebuie să facă pentru cetățeni. Și cu cât oferta va fi mai mare, cu atât cred eu că noi, cei care suntem iubitori de artă, de cultură, eu știu, și de alte lucruri, nu avem decât de câștigat. Domnul președinte, trecem la alt subiect, fără să aibă nicio legătură cu teatru. Avem o scenă tristă din nou pe drumul județean 203K. Aș dori, dar nu să ne lungim așa, ci să vorbim concret.
Cât mai au de așteptat cetățenii de pe Valea Slănicului? Vedeți, dumneavoastră, sunt, nici eu nu pot să mă declar mulțumit, dar sunt anumite lucruri peste care nu poți să treci. Este un proiect cu fonduri europene. Ce vreau eu să asigur cetățenii? Știu că o mare parte sunt nemulțumiți, sigur că da, poate au motive, poate nu au, sigur că da. Au fost ceva probleme cu constructorul, dar a fost și un mare ghinion. Dacă vreți, a venit pandemia în care legislația a permis să poată, dacă vreți, și întrerupe lucrările la un moment dat și să prelungească termenele. După pandemie a venit explozia asta a prețurilor necontrolată, mă refer la prețurile materialelor din construcție, fie, eu știu, dacă vorbim strict, fier, beton, bitum, vorbim despre. Comisia Europeană a acceptat foarte clar să se prelungească anumite termene, dar ce vă spun eu foarte, foarte clar, indiferent de situația care este acum și dacă mă crede sau dacă nu mă crede cineva, eu spun foarte sincer că în această toamnă lucrările se vor încheia. Am discuții cu, eu știu, constructorul, stăm de vorbă, am anumite nemulțumiri, nu vreau să le explic aici, că nici nu și-au rostul, sigur că da, sunt cei care pot să dea răspuns la întrebările pe care eu le-am pus. Sunt lucruri care trebuie remediate, am fixat anumite termene, eu sper să țină de cuvânt, dacă nu, există și alte, dar nu vreau să ajungem la alte lucruri, pentru că este important ca noi această lucrare să o terminăm în această toamnă. Pentru că, încă o dată mă repet, nu că am vrut eu, că dacă era după mine, chiar că nu prelungeam niciun fel de termen. Dar legislația a permis și acolo unde lucrurile sunt permisibile, bineînțeles că și constructori în general, poate și noi ca și instituții, ne-am putut prevala de acest lucru. Bun. Sunt anumite lucruri sensibile, dar încă o dată vă repet, dacă sunt probleme, credeți-mă că eu, ca și persoană fizică sau ca și instituție pe care o reprezint, acolo nu avem niciun fel de probleme, dar dacă ar fi probleme, sunt alte instituții care, chiar le-am explicat constructorul, care pot rezolva acele probleme. Dar pe mine ce mă interesează acum este să ne încadrăm în termenele astea. Vedeți, dumneavoastră, într-adevăr, spuneam puțin mai devreme că prețurile au explodat, dar lucrurile văd că și guvernanții au luat o hotărâre înțeleaptă, chiar luni, guvernul României a dat o ordonanță în care se pot ajusta prețurile de până la 15%, mă refer aici la materiale de construcție și eu știu și poate mă operă, și la lucrările care sunt pe fonduri europene, până acum nu era, și deci eram într-o poveste de genul ăsta. Ordonanța va fi publicată astăzi, dacă n-a fost publicată, sau mâine în Monitorul Oficial, deci avem posibilitatea să trecem și peste povestea asta, pentru că la lucrările care erau pe fonduri europene, fie, eu știu, construcții civile, drumuri și așa mai departe, nu exista posibilitatea să ajustez prețurile. Mai vă spun ceva, să știți că, și mi-asum ceea ce spun aici, noi, Buzău, suntem puțin, dacă veți, privilegiați. De ce? Eu am avut niște întruniri instituționale, bineînțeles, la București, cu reprezentanți din toată țara, administrațiilor locale și centrală, unde sunt foarte multe șantiere în momentul ăsta care sunt blocate. Din fericire, la noi încă se lucrează. Tocmai de aceea sunt și puțin mai ponderat, pentru că cu tact, eu știu, înțelegere, trebuie să ajungem la un numitor comun, pentru că o să vedeți, nu sunt eu Nostradamus, dar va urma o perioadă cruntă, foarte grea din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă prețurile nu se vor stabiliza la anumite materiale de construcție, va fi absolut imposibil să se mai facă ceva, pentru că și să existe un bloc. Mă refer, sigur, dar sper că, și am văzut că există preocupare la nivel central, chiar și această ordonanță, să ajungem undeva la un echilibru. De ce? Și n-aș vrea să, așa cum a spus și dumneavoastră, n-aș vrea să stau prea mult pe acest subiect. Sunt niște cutume pe fonduri europene, știu că noi vrem toți, unde trec anumite, eu știu, perioade de timp până când poți să realizezi anumite lucruri.
Bun, unde se mai lucrează pe drumurile județene, domnul președinte, în momentul ăsta? Pe drumurile județene se lucrează aproape pe toate drumurile. Chiar am dat ordinul de începere la plombe și balastări. Am reușit să ajustăm și contractul pentru întreținerea de vară, pentru că și acolo erau probleme cu prețurile și mai departe, unde constructorul nu putea efectiv, acum nu țin cu constructorul, dar trebuiau ajustate prețurile. Dar a fost dată ordonanța cealaltă pentru fonduri din surse interne, deci naționale, și vom începe de săptămâna viitoare covoarele noastre asfaltice, vom începe chiar din două zone, mă refer la covoare, deci asfaltare totală a drumurilor. Încep la Rușețu, pentru că vreau în această vară să terminăm într-adevăr și povestea cu drumul care leagă practic comuna Rușețu de Padina și ajunge în drumul național, unde se poate merge spre Slobozia și în partea cealaltă la Brăila. Pe celălalt sector începem în zona Cochirleanca, pentru că și acolo trebuie spuse covoare, și sper eu ca până la sfârșitul acestui sezon de asfaltări, ca să spun, pe perioada de vară și toamnă, să realizăm aproximativ 40-50 de kilometri de covoare noi, în afară de plombele și întreținerile care le facem. Mai avem în licitație și care le vom face din fonduri proprii, și o să vă dăsc că între timp am terminat anumite drumuri județene. Vedeți, eu am un dezavantaj, pentru că județul fiind foarte mare, vizibilitatea este destul de mică. Este vizibilitatea doar pentru un număr limitat de locuitori, eu știu, din sud, din vest. În vest vezi că nu e nimic, păcând într-o localitate, cum ar fi orașele, municipiile, se vede foarte clar că toți ne ducem la piață, ne sigur că da. Am terminat de implementat drumul de la Cislău la Buda Crăciunești. Este de implementat că și acolo am mai avut niște lucruri. Chiar am fost săptămâna trecută, că a fost o sfințire de biserică la Valea Salcii, de se poate circula de la Râmnicu Sărat până la Sărulești foarte, foarte bine. Se lucrează intens pe drumul Vintilă-Vodă Bisoca, începe asfaltarea, unde n-au avut niciodată de să lucreze intens, pe drumul de la Cozien la Brăiești. În câteva zile încep, după ce s-au făcut consolidările și așa, să începe asfaltarea de sus în jos, că așa este normal, de la Bălănești, de fapt de la Brăiești spre Bălănești. Și mai avem și alte, se lucrează și pe tronsonul tot pe fonduri europene, de la Vadul Pașii la Robeasca. Acolo, iar săptămâna viitoare, lună, să am întâlnire cu constructorii, că vrem să mărim ritmul de lucru. Ne apropiem de finalizarea, apropo, nu de drumul, de finalizarea proiectului nostru, ca să zicem așa, de suflet, clădirea care se cheamă Postul Spital Brătianu. Da, am văzut că se lucrează la, sigur că da, amenajele peisagistice. Sigur, nu numai și în interior, se mai lucrează la sala de spectacole. Chiar o să avem o șansă, că acolo o să avem o sală de spectacole superbe, unde pot să activeze chiar cele două teatre. Eu sunt absolut... Așa de mare e? Nu contează. Încă o dată, arta nu trebuie să o faci, eu știu, un hangare de nu știu câte sute de mii. Acolo trebuie să, dacă vrei să faci arta adevărată, trebuie să fii, să ai niște condiții de acustică, de eu știu, de confortul spectatorului și așa mai departe, unde, ca să fii într-o oarecare, să ai o scenă modernă, sigur că da, unde poți să îți desfășori activitatea coerent. Chiar astăzi am mai vorbit cu altcineva din mass media și am explicat că chiar pe perioada asta de criză n-am mai așteptat fondurile din, eu știu, de la Europa, pentru că încă nu sunt gata ghidurile. Lucrăm intens la o unitate spitalicească la Spitalul Județean de Urgență Buzău, mă refer aici la UPU. La UPU, sigur că da, lucrările sunt avansate, chiar mă bucură constructor. Chiar dacă
cineva așa parcă ar vrea să bage bățul pe gard, domnule, că s-ar putea să nu, lucrările nu vor fi sistate, Consiliul Județean are bani din surse proprii să poată să susțină această lucrare. Eu m-aș bucura dacă constructorul are termenul de finalizare 2023, luna decembrie, dar eu m-aș bucura dacă, așa cum și-a luat angajamentul constructorului la sfârșitul acestui an, ca clădirea să fie gata, apoi să începem noi să o utilăm și mai departe, dar măcar în primăvara anului viitor și tot ar fi super, super bine. Sper că într-o perioadă destul de scurtă, mă refer tot la infrastructura medicală, să putem să realizăm împreună cu acordul Ministerului de Interne un heliport modern, unde balizat, ok, și cu siguranță și acest lucru să-l facem din surse proprii, și mulțumesc pe această cale celor care s-au implicat și de la Ministerul de Interne și de la noi, și mă refer pe plan local. Și mai așteptăm niște avize și tot așa, deci ne continuăm oarecum, să zicem, activitatea în parametrii normali, chiar le spuneam colegilor mei din Consiliul Județean că și în momentele astea de criză trebuie să gândim pozitiv și trebuie să găsim soluții ca să putem să ducem investițiile mai departe. Apoi, într-o perioadă destul de scurtă, probabil că la în toamna acestui an, apar și proiectele pe fonduri europene. Încă o dată mă repet, banii pe acest exercițiu pot să vină după ce noi facem ghidurile, facem, mă refer la România în general. Bun, la Brătianu, să ne revedem, când va fi tăiată panglica? Nu știu, normal în luna iunie, undeva la jumătatea lunii iunie, dar cred că atunci nu este vorba de tăiat, pentru că după aceea noi mai avem o poveste, trebuie să termină clădirea de reabilitat, noi trebuie să avem un anumit standard pe mobilier și trebuie să și o utilăm, dar probabil că în această vară reușim acest lucru. Ați văzut că se lucrează, dumneavoastră a spus și foarte corect că se lucrează la peisagistică, dar rămâne partea de teren unde nu e cuprinsă în teren. Imediat cum îi termină, intrăm și noi prin societatea noastră proprie ca să amenajăm, așa cum am promis, cealaltă parte de curte unde va fi o grădină publică. Cu siguranță în această toamnă va fi redată, dacă vreți, cetățenilor. Cu această ocazie, cred, și o să invit la vremea respectivă, în luna septembrie, târgul de carte Caudeamă se va desfășura la Ansamblul Cultural Lice Brătian. Deci așa se va numi? Păi da, este practic, sunt niște cutume, noi am accesat fonduri europene. Cu fondurile europene, să știți că nu te joci, nu poți să declar că eu știu, faci acolo ce ai semnat pe proprie răspundere, trebuie să le duci până la capăt și până nu se termină perioada de implementare de 5 ani, nu poți să faci absolut nimic acolo, că altfel intri sub incidența de a-ți da corecții, de a-ți lua bani și mai departe, pentru că, de ce spun acest lucru, a fost singura soluție să putem să o facem asamblumă, ca să putem obține banii pe AXA de la Uniunea Europeană. Altfel, dacă nu făceam acest lucru, clădirea era degradată, să dă rămași, deci nu rămâne absolut nimic acolo. Acest ansamblu va fi o secție a Muzeului Județean Buzău, acolo sunt prevăzuți, avem și o organigramă, sunt prevăzuți 20 ceva de oameni care vor lucra, vor fi expoziții de artă și mai departe. Bun, tot rămânem în domeniul ăsta al artei, al culturii și să ne spuneți așa, fără să mă promovați, despre Buzău Fest și zilele Chișinăului. 2 în 1. Da, și mă bucur că mi-a spus această întrebare, că am văzut că au apărut tot felul de controverse în ultima perioadă. E ok, dezbaterea este foarte bună, deci ce s-a întâmplat? Noi în fiecare an făcusem o tradiție să facem Buzău Festul. S-a întâmplat cu pandemia, asta a fost practic, ne-am încremenit așa în timp, nu s-au mai putut desfășura activitățile normale, nici cele zilnice, nici culturale, nici cotidiene, nici absolut nimic, dar acum, pentru că avem posibilitatea să reîncepem practic Buzău Fest.
pentru că avem o colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău, subliniez, cu Primăria Municipiului Chișinău, pentru că am văzut că s-au făcut anumite, hai să le spunem, confuzii vis-a-vis de primarul municipiului Chișinău. Vreau să dacă e rusofil, așa. Nu știu dacă e, nu, eu nu-mi permit să... Sunt afirmații și afirmații. Da, el a candidat pe, da, pe listele unui partid, dar haideți să vă spun ceva. Noi nu avem în Consiliul Local, de fapt Consiliul General al municipiului Chișinău este alcătuit din consilieri. În acel consiliu fac parte și consilieri PAS și consilieri DAM, chiar așa se cheamă ce erau la vremea respectivă, și consilieri ai Partidului Democrat. Deci noi nu avem o înțelegere cu cineva ca să facem politică acolo. Noi avem o înțelegere conform statutului nostru al Consiliului Județean și al regulilor Ministerului de Externe și al Uniunii Naționale a Consiliului Județene, să avem o colaborare și o înfrățire sau un parteneriat, ca să fiu așa mai clar, cu instituția respectivă. Și, într-adevăr, noi am avut o colaborare, ei au venit acum un an și am organizat o activitate, dacă vezi, cultural. Și cred eu că a fost interesantă, unde au venit meșteri populare, au venit artiști de muzică ușoară, populară, sigur, unde am făcut o poveste să demonstrăm oamenilor că avem aceeași istorie, avem aceeași limbă și drumul nostru sigur este împreună cu Basarabia sau Republica Moldova către Uniunea Europeană, foarte clar, nu cred că au fost alte lucruri acolo. Și pentru că avem aceste colaborări, am, îmi cer scuze că am îndrăznit să reușesc împreună cu, dacă am supărat pe cineva încă o dată, îmi cer scuze, de am îndrăznit ca să reabilităm un scuar, de fapt un părculeț, așa, care se cheamă Nicolae Titulescu. Eu știu că Nicolae Titulescu, nu numai în viziune, a fost cel mai unul dintre cei mai importanți miniștri de externe pe care l-a avut România, și dacă crede cineva că Titulescu e putinist sau așa, sigur că da. Eu chiar m-am bucurat că am reușit acolo, în inima Basarabiei, să putem să reabilităm acel scuar. Suma care a fost vehiculată în presă nu este corectă, se poate verifica prin... Păi, ce sumă a fost aprobată? Am înțeles că și consiliile liberale au... Nu, o să ajungem imediat și acolo. Deci asta este un proiect care a fost acum un an. Da, s-a terminat povestea, au fost aproximativ 40.000 de euro, 350.000 de euro, dar banii nu s-au dat. Imediat o să vă spun. Da? Și pentru că, din nefericire, a venit războiul, n-am mai avut posibilitatea să, împreună cu Fundația Nicolae Titulescu, pentru că în luna martie îi anunț și pe domnii de la Partidul Național Liberal, pentru că ei au tradiții din astea vechi în făurirea României Mari, s-au făcut 150 de ani de la nașterea marelui Titulescu. Nu știu câți români, nu știu câți miniștri de externe mai pot ajunge, și m-aș bucura așa să fie președintele ONU sau Națiunilor Unite și așa mai departe. Bun, și am reabilitat acel scuar împreună cu Fundația Nicolae Titulescu din România. O să punem și o statuie acolo. Statuia a fost sponsorizată de către fundație și am mers mai departe. Undeva în centrul municipiului Chișinău există un parc unde este statuia lui Ștefan cel Mare. Chiar am citit astăzi undeva, nu rețin unde, sigur că da, să făcea o legătură absolut ciudată că acolo este catedrala și că e o catedrală care aparține de Biserica Rusă. Eu anunț pe toată lumea care are totuși cunoștințe despre Basarabia că Basarabia, 90% din basarabeni sunt ortodoși, dar de rit vechi, cum și la noi sunt lipovenii de rit vechi, cum sunt cei din Banat, cum grecii sunt de rit vechi și, bineînțeles, că ei aparțin de Biserica Răsăriteană. Da? Bun, dar noi nu avem nicio legătură cu catedrala. Întâmplător, catedrala se află în parcul ăla. Noi nu împreună cu Primăria Municipiului Chișinău se reabilitează parcul. Unde... O secundă, tocmai de-aia că vreau, că am văzut ca lucrurile să fie foarte, foarte, foarte clare.
unde acolo există Eminescu, acolo este Cogălnicianu, mă refer la statui și așa mai departe, acolo este Alexandrie, acolo este Ioan Cuza și așa mai departe, deci lucrul ăsta vom face. Pentru că noi nu putem să condamnăm dacă vrem ca și dacă ne dorim sau dacă vrem să băgăm capul în pământ, că eu știu, la 200 de kilometri, 300 de kilometri, să trage cu tunul, practic cineva face crime din minut în minut, să zicem, intrați peste ăștia, lăsați că nu știu, să ai noștri, așa, dar numai să fim noi fericiți. Noi trebuie să fim noi hotărâți întâi. Vrem ca să ajutăm pe frații noștri din Basarabia ca să meargă alături de Uniunea Europeană sau vrem să ne retragem în povestea asta? Pentru că a ieșit o poveste absolut ciudată. Dom'le, în momentul ăsta nu poți să faci nimic pentru că X sau Y este filul rus. Încă o dată mă repet. E, aici ajungem. Vă rog. Consilierii partidului, poate că nici nu făceam această referință, dar am văzut că vor să facă, cum am citit eu, vor să facă o conferință de presă și am citit, mă surprinde, o declarație a liderului de grup al Partidului Național Liberal, care mi se pare absolut deplasat. Eu înțeleg că vor să-și facă imagine, eu înțeleg că suntem și parteneri, dar anumite lucruri trebuie să le spui dacă vrei să fii corect în adevărata lor valoare. Dar rest absolut nu mă deranjează, pentru că sunt lucruri care, încă o dată, ce am făcut noi acolo este perfect legal, nu încurajăm și foarte clar noi români în general, inclusiv guvernul României, noi autoritățile ne-am exprimat foarte clar împotriva agresiunii pe care Eu vă întreb altceva. În completarea tuturor celor întâmplate zilele astea, dezbaterea, știți cum e, nu poți să împaci pe nimeni, părerile fiind împărțite, da, niciodată nu să aibă nicio parte dreptate. Și, asta este și democrație. Dar nu să veniți cu argumente respective. Eu v-aș întreba altceva. Vă rog. V-ați întâlnit de foarte multe ori cu primarul Chișinău. De câteva ori, da. Da, și acolo și aici. Da. Acum, având în vedere războiul din Ucraina, aveți rețineri să vă mai întâlniți, să vă afișați public cu primarul? Repet, fiind de zona asta rusofilă. Vedeți, dumneavoastră, ce ușor punem noi ștampile. Nu știu, eu când discuțiile cu domnul primar nu le-am avut decât discuții vis-a-vis de proiectele care putem să le facem împreună despre cetățenii, vorbesc absolut serios. Dar ce m-a surprins de la începutului, tocmai de-aia, reținem, avem toți. Tot timpul domnia sa mi-a vorbit despre parcursul european al Basarabiei. Restul, apartenența lui politică, nici nu pot să intru că știu anumite amănunte. Domnia sa nu cred că mai face parte din partidul, dar nu e treaba mea. Domnul președinte, ultima întrebare legată de subiectul ăsta, trebuie să luăm și pauza de publicitate. Corect. Trece foarte repede timp. Ați vorbit de când a început războiul în Ucraina, ați mai vorbit cu... Nu, o singură dată m-a sunat să vorbim absolut despre dacă mai facem sau nu mai, atât în rest, nu. Avea o îndoială că mai facem sau nu? Nu, iar asta, încă o dată mă repet, ce se întâmplă la Buzău, de fapt și municipiu, așa... Și ați ajuns, ca să... Da, da. Sintetizăm. Ați ajuns la vreo discuție legată de războiul ăsta nenorocit din Ucraina? Foarte clar, chiar l-a condamnat. Asta aici vreau să vă întreb. Care era atitudinea primarului? Și apoi eu am fost la Chișinău, nu apăr pe nimeni, nu mă interesează care este povestea, dar am văzut că primăria municipiului Chișinău se implică foarte tare cu refugiații, cu așa mai departe. Eu am mai văzut ceva pe care delegațiile sau care să și văd, dacă vreți, mass media, care au venit din, eu știu, Occident, s-au întâlnit cu domnul Ceban. Asta înseamnă că europarlamentarii, eu știu, Cehia, Germania, filoruși, nu. Depinde de ce lucruri privești și ce interesează președinte și de asta sunt acum. Dar asta, bineînțeles că trebuie să fim atenți ce vrem noi să facem și vom face. Chiar vreau să fie un ar peste timp. De exemplu, la Monteoru vin cei care au participat la Eurovision, da? Mă refer la Zdob și Zdob, da? Frații
Da? Bun. Cu melodia celebră, o singură țară, o singură tren, fie o singură gară și așa mai departe. Deci, încă o dată, noi încercăm și în momentul ăsta să le arătăm că avem aceeași limbă, aceeași cultură și împreună suntem împotriva la ororile care le-au făcut, dacă vreți, Imperiul ăsta rus și fostul stat sovietic, Uniunea Sovietică, care le-au făcut acolo basarabenilor și implicit nouă românilor. Bun, dar povestea cu domnul Ceban nici măcar nu știu dacă va veni la Buzău, nici nu mă interesează, credeți-mă. Eu am o relație în momentul ăsta instituțională cu Direcția de Cultură de la Chișinău, acolo vin niște artiști, vin niște meșteri populari, vin oameni, apropo, la Buzău, care au avut părinții trimiși în gulag de către ruși, vin oameni care sunt mai români în ghilimele decât noi. Domnul președinte, spuneam că timpul trece foarte repede. Întrebări. Vă rog. Scurte, la fel și răspunsurile aș dori. Geoparcul, ținutul Buzăului, Geoparc UNESCO. Pe aici trebuie să facem vreo 15 emisiuni. V-aș întreba dacă este o strategie pe care o puteți rezuma cu privire la dezvoltarea acestui ținut. Este foarte... Ce a fost până acum a fost foarte greu. Nu, exagerat de greu, vedeți și imediat, ca să știu, o să fiu foarte scurt. Să știți că lucrurile așa sunt frumoase să văd, suntem geopar, sigur. Da, asta dar s-au făcut și acum ce facem? Eforturi, dacă știți vreți. Cum e? Da, am devenit geopar, nebunie, sigur că da, veselie. Deci sunt niște mulți lucruri... ați văzut, i-ați simțit și pe lângă dumneavoastră. Să apară și în poză, la televizor. Sigur că chiar mă bucură că foarte super, multă lume, deci, eu știu, s-a bucurat și cred că toți vom contribui să facem lucruri bune acolo. Și acum ce facem? Deci ce se întâmplă? În primul rând trebuie să așteptăm ceva. Trebuie să așteptăm să ne vină simbolurile și sigla ca să schimbăm tot ce înseamnă semne, eu știu, trasee turistice și așa mai departe și obiective din Geopark. Trebuie să continuăm, dacă vreți, lucrurile împreună cu cei din Asociația Ținutul Buzăului, că acolo sunt niște lucruri foarte, foarte clare. Eu am fost de acord ca să ne putem să ne desfășurăm activitatea în suplimentat donația sau cota noastră de bani către asociație, undeva la 100.000 de euro, sunt făcute programe. Noi, prin fonduri și guvernamentale și europene, în următorii 3 ani vom investi, sau 4 ani cel mult, în acea zonă aproximativ 460 de milioane de lei, mă refer atât în infrastructură rutieră, drumuri comunale și așa mai departe. În afară de acest lucru, vom continua din investiții proprii, că suntem parteneri Consiliului Județean, să mai facem o poartă de intrare probabil undeva în zona Buda, ca să fie și spre zona dinspre Vrancea, împreună cu Universitatea, asta vă spun lucruri care le începem acum, împreună cu Universitatea București vrem să facem un centru pentru tabăra de vară a studenților de la geografie și geologie, unde ei vor veni și vor desfășura activitățile și vor intra în contact cu cetățenii și așa mai departe. Am și identificat împreună cu domnul profesor Andereșan o locație, e vorba despre o școală dezafectată unde putem noi să... Și atunci va fi foarte bine că vin oamenii și desfășoară activități speologice și mai departe, interacțiune cu cetățenii. Încercăm să aducem lângă noi și societatea civilă, pentru că este normal să fie așa, și ușor, ușor se vor dezvolta și pensiuni și mai departe. Eu v-am spus ce asta vom face să, în momentul asta e clar că trebuie să se întâmple. Sigur și că ne întâlnim peste 4 ani. Nu, puțin. Ne întâlnim, aș vrea... pe finalul anului, să vedeți că să facă lucrurile astea în 4 ani. Nu zicea, bun, avem titlul și după aceea ce facem. Bun, avem o intervenție telefonică. Bună seara, foarte pe scurt, vă rog. Bună seara, foarte pe scurt, să încerc scuze. Bună seara. Vă rog. Am și o rugăminte pentru domnul Neagu. Vă rog. Mă numesc Dima, sau Micro 14. Am la primărie un referat privind parcarea aici de Micro 14, blocul 21B. Domnul Mihai, bună ziua, știu unde e locația? Da, eu știu, dar... Și eu, că și eu am locuit în Micro 14. Dar ce vă poate ajuta președintele Consiliului Județean? Scurt,
pentru că a venit și domnul Toma, a venit și domnul Ionuț Apostol, a zis să face cu ieșire din parcare spre piață și nu ne-a listat cu nimeni. Dacă se poate, am un număr de înregistrare. N-are ce să fac. Dar puteți să mă ajutați. Da, bun. Referitor la mulțumesc ce? Pentru intervenție. Să-l ajutați cu... Din nefericire nu intră în atribuțiunile. Asta vreau să zic, eu nu vreau să, că nu e vorba de cenzură, dar să știți, noi ăștia din Micro 14 o să fim privilegiați, o să fie cel mai tare proiect posibil al unui cartier din municipiul Buzău, așa am înțeles. Este o altă poveste, aici nu e cu Bulevardul Unirii, cu astea, cu industriilor, uh-huh. O să fie inclus într-un proiect din ăsta mult mai mare, așa, de reabilitare. Abia așteptam. Bun. Domnul președinte, ați înțeles că domnul președinte nu se poate ocupa de administrarea municipiului. În ce relație mai sunteți cu domnul primar Constantin Toma? Foarte bine. Fac o paranteză. Apropo de Geopark, în ziua în care ați punctat și pe bună dreptate până la urmă, în ziua în care oficial Geoparkul Ținutul Buzăului a devenit UNESCO, l-am văzut și nu era un moment de poze și de presă, pe domnul primar venea la noastră strângându-vă mâna, emoționat chiar așa, da, eram undeva așa și v-a felicitat. Da, dar au fost felicitări sincere ale așa. Cu siguranță, da. Eu sper, la indiferent ce, eu știu, ce speculații sunt în piață, ca și eu și domnul primar împreună să putem să facem lucruri bune și interesante pentru buzoieni, nu numai pentru cei din municip, mă refer și pentru județ. Să știți că ăsta este adevărul, chiar domnul primar chiar l-am simțit că a fost o poveste din suflet, chiar am fost cu domnia sa acum câteva zile la Râmnicu Sărat și vorbeam despre centru de informare care or să-l aibă dânsi în centrul municipiului Buzău, unde să venim și noi acolo să avem o colaborare cu primăria și centrul de informare, să putem să promovăm că și geoparcul și anumite lucruri care... Haideți să vă spun ceva. Nu contează ce relație am eu cu cineva sau ce relație are domnul primar. Important este să facem anumite lucruri pentru cetățeni. Pentru că iară să mai vă spun ceva. Nici timpul nu mai are răbdare cu noi, dar nici noi nu mai avem răbdare cu timpul. Adică suntem într-o poveste unde... Dacă n-am învățat nimic din ce se întâmplă în ultima vreme, înseamnă că suntem absolut degeaba. Eu sper ca lucrurile să curgă într-o oarecare normalitate, dar venind la relația pe care o am cu domnul primar, eu, cel puțin din punctul meu de vedere, eu cred că este o relație corectă și... Bun, mulțumesc. Încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună la fel, seara. Foarte pe scurt, vă rog. Da, cu domnul Neagu. Vă rog. Absolut rugăminte la domnul Neagu. Vreau să știu ce proiecte mari pentru Buzău, pentru la Spitalul Gârlaș, acolo ce se întâmplă și multe proiecte ce a promis că face, ce e pentru Buzău, ne interesează. Vreau să știm păi să, imediat să face Vantis UPU. La Gârlaj am terminat reabilitarea secției Dermato. Urmează celălalt pavilion, chiar am fost acum câteva zile acolo. Deci toate pavilioanele, că sunt de la infecțioase, eu știu că sunt de la boli de plămâni, că sunt de la, eu știu, dermatovenerice, vor fi reabilitate, acum se reabilitate 80% și bineînțeles că am vorbit și puțin mai devreme despre investițiile în sănătate, vom realiza în acest an și un heliport care, eu știu, va fi benefic pentru cei care sunt în nevoie. Sper eu din suflet ca să aibă cât mai puțină lume nevoie de acest heliport și bineînțeles că se va continua și reabilitarea blocului operator. Să știți că Consiliul Județean chiar mulțumesc și consilierilor și cei din aparatul propriu, investim destul de mulți bani în infrastructura din sănătate. Numai în acest an, din fonduri proprii, o să cheltuim aproximativ 7-8 milioane de euro, în afară de cheltuielile curente, pentru că și Spitalul Județean, ca și alte instituții, ca și noi acasă,
trece prin momente de astea nu prea fericite, prețul la gaze s-a mărit, prețul la energie, sunt niște costuri care noi trebuie să le acoperim, dar de aia ne-ați ales, aia este treaba noastră și trebuie să găsim soluții. Aproape 2 ani de mandat au trecut, domnul președinte. Da. Urmează încă 2. După aceea, ce urmează pentru dumneavoastră? V-ați gândit? Pentru mine urmează 2025. Nu, păi da, stați așa, că nu trecem direct. Domnul, bună ziua, domnul, bună ziua. Haideți să clarificăm o dată pentru toată. Păi, asta de aia vă întreb. Viața, practic, nu știi ce ți oferă. Da, viața bate într-un minut. Ca principiu, să știți că sunt așa, jumătă, 60% să continui la Consiliul Județean, 4 mai mă gândesc. Important este să fiu sănătos la vremea respectivă, important este ca anumite proiecte care le-am promis să le implementăm, că așa de dragul de a candida, să știți că nu mai sunt la vârsta la care. Așa, dar ca principiu sunt președintele Consiliului Județean și simt că încă mai pot. Dar ăia 40% se referă la parlamentare sau la altceva? Să vă retrageți de tot. Domnul, bună ziua. Lucrurile se fac toate la timpul lor. Dacă era să fie parlamentar, poate era mai ok pe la 30-40 de ani. Acum, eu cred că e mai bine să rămâi așezat acasă. Cu siguranță, dacă lucrurile merg într-o normalitate, voi mai candida ca și președinte al Consiliului Județean. Dar asta nu înseamnă că îmi doresc cu orice preț și mă duc și plâng în piața. Dacă voi avea susținerea oamenilor, dacă eu o să-mi implementez, păi bineînțeles că o să... Cum rămâne de văzut? Dacă partidul nu mai mă vrea, nu e niciun fel de problemă. Dar poate mă vor cetățeni. Dar poate vă vor alt partid? Nu, până una alta eu sunt un om care... Vă vor cei de la alt partid, da. Până una alta eu sunt un om care nu mă opresc la jumătatea drumului. Să termină drumul. Noi trebuie să ne oprim că s-a terminat emisiunea, domnul președinte. Eu vă mulțumesc. Chiar a fost o emisiune în care dumneavoastră ați fost o persoană atât de agreabilă, încât nici nu știu când a trecut timp. Da, adevărul este că n-am putut să vă întrerup. Ați dat atâtea amănunte care sunt necesare pentru cetățeanul de rând. Eu sper că cetățenii au înțeles anumite lucruri și oricând, cu mare drag, data viitoare o să fiu așa ca un elev ascultător și o să, probabil că o să primez mai multe întrebări de la domnia voastră. Răspuns quiz. Mai investește Consiliul Județean în echipa de fotbal? Cu siguranță da. Bun. Altă întrebare. Și telespectatorii vor un stadion nou? Îmi doresc din tot sufletul. Eu deja am început să fac diligențele. Trebuie să mai convinc și altă lume și eu sunt fer convins că și îmi pare rău, nu că eu știu, mă refer la anumiți oameni, da, acum, și domnul Marcel Ciolacu, pentru că este președintele Camerei Deputaților și deputații Partidului Național Liberal și domnul Toma, cred că împreună putem să facem un stadion de 10, 12.000, 14.000 de locuri la standarde ok. Până una alta am stat de vorbă cu vicepreședintele Consiliului Județean, colegul meu, domnul Adi Petre, și vrem să implementăm, să facem un teren, dacă vreți, de antrenament, că suferim la... Da, pentru, corect. FCSB pentru... sau CFR? FCSB. Bun, mulțumesc, domnul președinte. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV la 9:30, jurnalul cu multe știri interesante, ca de obicei. O seară excelentă, la revedere!